O campanie derulată de ISJ Gorj a ajuns deja la Peștișani. Este vorba despre proiectul Caravana Meseriilor, care are drept scop atragerea tinerilor spre școlile profesionale. La evenimentul din Peștișani s-au strâns aproximativ 100 de elevi, cadre didactice, dar și oameni de afaceri, care le-au explicat copiilor avantajele pe care le au dacă urmează cursurile unei școli profesionale. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a început o campanie pentru atragerea tinerilor spre învățământul tehnologic profesional. Caravana Meseriilor a ajuns prima dată la Peștișani, iar la liceul din localitate s-au strâns peste 100 de persoane interesate de acest proiect. Vrem să ajungă la urechile părinților care au copii absolvenții clasei a 8-a, facilitățile pe care Guvernul României, Ministerul Educației Naționale, le acordă familiilor care duc copii în învățământul tehnologic profesional și în special în învățământul profesional dual. Copiii care urmează aceste cursuri beneficiază de numeroase avantaje. Aceștia primesc 200 de lei de la Ministerul Educației, minim 200 de lei de la agentul economic, dar și rechizite și echipamente de protecție. Totodată primesc cazare și masă gratuit de la Consiliul Județean dacă nu locuiesc în localitatea unde este organizată clasa respectivă. La Peștișani, toți părinții prezenți în sală au înțeles și chiar au fost bucuroși că i-am informat, au ajuns la urechile lor facilitățile acordate pentru copiii care merg în învățământul profesional. La Caravana Meseriilor a fost prezent și primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui. Caravana inaugurată ieri la Peștișani de către inspectoratul școlar are ca scop atragerea copiilor către învățământul profesional, iar faptul că s-a ținut la Peștișani este o recunoaștere a calității învățământului liceului din Peștișani. Săptămâna viitoare, acțiunile ISJ Gorj vor continua. Luni de la ora 12, Caravana Meseriilor va ajunge la Liceul Tehnologic din Roșia Jiu, iar la ora 14 va fi prezentă la Grupul Școlar Industrial din Turceni.